Tot mai mulți copii se îmbolnăvesc de COVID-19 și ajung la spital în Statele Unite. Experții în sănătate pun acest lucru pe seama variantei Delta. Tulpina este responsabilă de peste 90% dintre cazurile de copii și adolescenți americani infectați. Contează și faptul că încă nu sunt vaccinuri pentru copiii cu vârsta mai mică de 12 ani, iar cei care au peste această vârstă nu prea sunt duși de părinți la imunizare. Directorul Institutelor Naționale de Sănătate din Statele Unite, Francis Collins, trage un semnal serios de alarmă. Numărul de elevi care s-au infectat cu COVID-19 a crescut, iar singura soluție pentru a opri evoluția este vaccinarea și purtarea măștii la școală. Alături de noi acum medicul Radu Țincu. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Știm că la noi, așa cum a anunțat Ministrul Educației, școala va începe în format fizic, dar în același timp, din experiența anului trecut, știm că foarte puțini părinți au fost de acord ca cei mici să fie testați înainte de intrarea la oră, pentru că consideră aceste teste ca fiind invazive. Și foarte puțini dintre copiii care se pot vaccina au făcut acest lucru. Dacă punem cele două în aceeași oală, la ce să ne așteptăm când va începe noul an școlar în România? La ceea ce se întâmplă și în Statele Unite, în contextul în care varianta Delta este mult mai contagioasă, în contextul în care școlile din România au anumite particularități, fie că discutăm de supraaglomerarea claselor în marile orașe și în aglomerările urbane, unde va fi imposibil de implementat distanțarea fizică a elevilor, iar această variantă Delta, care poate îmbolnăvi până la 8-10 persoane sănătoase de la o persoană contaminată, vă dați seama că acest lucru va fi aproape imposibil de gestionat. La polul opus, în școlile din mediul rural, unde nu există supraaglomerare, dar multe dintre ele au deficiențe în ceea ce privește infrastructura care să permită implementarea acestor măsuri sanitare. De asemenea, sigur, nu știm înainte de începerea școlii, știm că nu avem o imunizare a elevilor suficient de bună, acest lucru se întâmplă peste tot în lume, dar nu știm, spre exemplu, nici care este gradul de imunizare a cadrelor didactice. Nu avem o astfel de cifră oficială prezentată de autorități. Va trebui, fără discuție, să luăm anumite măsuri, pentru că dacă nu dorim nici vaccinarea copiilor, nu dorim nici testarea lor, pentru că, sigur, e neplăcut să recoltăm aceste teste, nu dorim nici purtarea măștii de protecție, atunci care variante vor putea să controleze evoluția pandemiei și răspândirea virusului în comunitățile școlare? În opinia dumneavoastră, ar trebui testați copiii înainte să intre la ore începând cu luna septembrie? Testarea se poate face, sigur, trebuie făcută în fiecare zi, e clar acest lucru. Va trebui o supraveghere epidemiologică foarte atentă, pentru că identificarea unui caz într-o clasă va duce, fără discuție, la implementarea unor măsuri, pentru că această variantă Delta extrem de transmisibilă este un factor de risc pentru accelerarea îmbolnăvirilor în rândul copiilor. Va trebui să se facă o testare, este fără discuție acest lucru, și pe de altă parte, măsurile de sanitare vor trebui să fie implementate. Fie că ne place sau nu, distanțarea fizică trebuie să fie păstrată, măsurile de igienă sanitară și dacă se va lua în discuție purtarea măștii de protecție, pentru că altfel, îmi pare rău să o spun, dar deschiderea școlilor va fi un element de scurtă durată. Va fi o perioadă de câteva săptămâni de zile în care, rând pe rând, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, școlile se vor închide, pentru că numărul de cazuri dintr-o clasă va depăși cu mult cifrele adoptate de către autorități pentru suspendarea cursurilor. S-ar putea să ne lovim iarăși de acele scenarii pe care le-am avut și în anul trecut școlar, cu coduri verde, galben, roșu, în funcție de acestea să se ia măsuri la nivelul fiecărei școli. Per ansamblu, domnule doctor, acum situația încă este ținută sub control. Școala va începe fizic așadar în septembrie, dar va începe în siguranță, în condițiile în care cifrele cresc de la săptămână la alta? Dacă se respectă anumite măsuri și dacă se vor supraveghea din punct de vedere epidemiologic copiii, da, școala trebuie să înceapă în format fizic. Este un lucru pe care toate țările l-au declarat că și-l doresc. Învățământul online are o serie de dezavantaje, există un impact negativ în dezvoltarea acestor copii și este esențial să grăbim începerea școlii. Însă începerea școlii trebuie să se realizeze în condiții de siguranță, pentru că dacă nu începem școala aplicând anumite măsuri, vă spuneam, cel mai probabil în 2-3 săptămâni de la momentul deschiderii vor fi închise rând pe rând unitățile școlare și atunci n-am câștigat absolut nimic. Cred că mai degrabă trebuie în continuare
să intensificăm campania de vaccinare în rândul cadrelor didactice, care multe dintre ele nu s-au vaccinat și, din păcate, vaccinarea, să știți că trebuie să se realizeze nu neapărat pentru protecția copiilor din școală, ci mai degrabă pentru protecția cadrelor didactice care pot dezvolta forme severe de COVID-19. Și trebuie să mai știe părinții un aspect important în legătură cu refractaritatea de a accepta măsuri sanitare sau vaccinarea. Copiii, într-adevăr, nu fac forme severe de COVID-19, dar ne amintim cu toții că n-a trecut mult timp de atunci. Anul trecut, foarte mulți copii, după ce s-au vindecat de COVID, au dezvoltat anumite complicații post-COVID care au necesitat spitalizare. Tocmai pentru a evita astfel de evenimente, e bine să acceptăm măsurile sanitare și, în acest fel, să ne trimitem copiii în condiții de siguranță la școală. Radu Țincu, medic specialist ATI la Spitalul Floreasca din Capitală. Mulțumesc tare mult, domnule doctor, pentru intervenție.